Hristos a înviat. Iată-ne în duminica a cincea după Paști, duminică în care biserica ne pune în față Evanghelia numită a Samarinencii. De fapt, se și numește duminica de astăzi, Duminica Samarinencii. Vom vedea despre ce este vorba. Este o Evanghelie de asemenea foarte importantă, din care putem înțelege lucruri, multe lucruri, pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi, nu în sensul de datorie, ci pentru ca nouă să ne fie bine, atât în viața aceasta, cât mai ales în cea viitoare. Femeia aceasta samarineancă, ce este Samaria sau de unde vine numele? Samaria, cred că v-am spus și în alte rânduri, era o regiune undeva în centrul Israelului cumva, între Iudeea și Galileea. Samarinenii erau un popor desprins din poporul evreu la un moment dat și care și-au construit o altă teologie. Și-au construit alte legi și n-au mai ținut de legile patriarhale ale iudeilor Vechiului Testament. De exemplu, și-au construit un templu pe un munte acolo în Samaria, muntele Garizim, veți vedea în Evanghelie, în care ei se închinau și spuneau că acolo se cuvine să aduci închinare lui Dumnezeu. Pe când iudeii, care aveau templul zidit de Solomon, spuneau sus și afirmau sus și tare că nu, doar în Ierusalim, în templu din Ierusalim, se cuvine să-i aduci închinare lui Dumnezeu. Și datorită acestor diferende teologice, ca să zic așa, între cele două popoare, iudei și samari, evrei și samarineni, s-a creat o animozitate dusă uneori până la extrem, încât iudeii care călătoreau din Galileea în Iudeea sau din Iudeea în Galileea, preferau să facă un ocol decât să treacă prin Samaria. De asemenea, evreii numeau pe samarineni câini, pentru că au ieșit din legea ascultării de Dumnezeu, îi numeau câini și nu intrau în cetățile lor. Nici măcar nu angajau un dialog. De câte ori se întâlneau pe vreo cale, evreii nu angajau, ocoleau pe samarineni ca și cum ar fi fost purcați. Acesta este contextul, hai zicem, sociopolitic al întâmplării de astăzi. Voi da citire Evangheliei și o să încercăm să discutăm. A lăsat Iudeea și s-a dus iarăși în Galileea și trebuia să treacă prin Samaria. Iată, exact ce vă spuneam. A lăsat Iudeea, s-a dus în Galileea și trebuia să treacă prin Samaria ca să nu facă un ocol foarte mare, care i-ar fi luat mai multe zile. Deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Iată legătura cu patriarhii Vechiului Testament, Iosif și Iacov. Și era acolo fântâna lui Iacov, iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, s-a așezat lângă fântână și era ca la al șaselea ceas. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, căci ucenicii lui se duseseră în cetate ca să cumpere merinde. Femeia samarineancă i-a zis, cum, tu care ești iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă? Și ne dă și explicația Sfântul Ioan, pentru că iudeii nu au niciun amestec cu samarinenii. Iisus a răspuns și a zis, dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. Femeia a zis, Doamne, nici găleată nu ai și fântâna e adâncă. De unde dar ai această apă vie? Nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână și el însuși a băut din ea și fiii lui și turmele lui? Iisus a răspuns și a zis, oricine bea din această apă va înseta iarăși, dar cel ce va bea din apa pe care o voi da eu, nu va mai înseta în viac, căci apa pe care eu o voi da se va face în el izvor de apă curgătoare, către viața veșnică. Imediat femeia a zis către el, Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a zis, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns și a zis, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că nu ai bărbat, căci cinci bărbați ai avut și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat, ai spus. Femeia i-a zis, Doamne, văd că tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Și Iisus i-a zis, femeie, crede-mă,
că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați căruia nu știți, noi ne închinăm căruia știm, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și adevăr, că și Tatăl astfel de închinător își dorește. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și adevăr. I-a zis femeia, știm că va veni Mesia, care se cheamă Hristos când va veni. Acela ne va vesti nouă toate. Iisus i-a zis, atenție, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Dar atunci au sosit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie, însă nimeni n-a zis ce o întrebi sau ce vorbești cu ea. Iar femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Și-au ieșit din cetate și veneau către el. Între timp, ucenicii lui rugau zicând, învățător, le mănâncă. Iar el i-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Ziceau deci ucenicii între ei, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată, zic vouă, ridicați ochii voștri și priviți holdele că sunt albe pentru seceriș. Iar cel ce seceră primește plată și adună roade spre viața veșnică, ca să se bucure împreună și cel ce seamănă și cel ce seceră. Căci în aceasta se adeverește cuvântul că unul este semănătorul și altul secerătorul. Eu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit, alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Și mulți samarineni din cetatea aceea au crezut în el pentru cuvântul femeii care mărturisea, mi-a spus toate câte am făcut. Deci după ce au venit la el, samarinenii rugau să rămână la el și a rămas acolo 2 zile. Și cu mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui. Iar femeii îi ziceau, credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înșine ne-am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul Lumii. Vedeți de ce este importantă această Evanghelie? O sumedenie de lucruri s-au întâmplat în ea și o sumedenie de adevăruri s-au rostit și s-au descoperit. În primul rând, Hristos intră în dialog cu femeia samarineancă, lucru pe care un alt iudeu nu l-ar fi făcut. De aia se și minunează femeia. Tu, care ești iudeu, vorbești cu mine și mai ales îmi ceri apă. Deci că vorbești cu mine una, dar să-mi ceri apă? Adică să ceri ceva de la o femeie samarineancă. Și Iisus îi răspunde, dacă ai fi știut cine este cel care îți cere apă, tu ai fi cerut de la el apă. Adică dacă ai fi știut că eu sunt Hristosul, mi-ai fi cerut să-ți dau apa vie. Și femeia la început gândește în termeni pământești. Da? N-ai găleată, cu ce vei scoate apa, căci fântâna este adâncă? Nu cumva ești tu mai mare decât Iacov? Deci, vedeți, o femeie care deja cunoștea destule lucruri și își punea probleme. Nu cumva ești tu mai mare decât Iacov, care ne-a dat nouă fântâna aceasta? Deci, cine a fost Iacov, cred că știm cu toții. Un patriarh al Vechiului Testament, este celebră scara din visul lui Iacov, pe care se urcau și coborau îngerii pe pământ, iar în momentul în care Iacov a fost trimis de către tatăl său, într-un anumit context, nu intru acum în detalii, a săpat această fântână. Deci vechimea acestei fântâni era foarte mare și iată, apa în ea nu înceta niciodată. În multe ape din, în multe fântâni și izvoare din Țara Sfântă au fluctuații în ce privește apa, mai ales că este o zonă foarte secetoasă. Dar această fântână a lui Iacob, iată, n-a secat niciodată și a fost folosită atâtea mii de ani. Și era folosită și în vremea Mântuitorului. Veneau, iată, locuitorii acestei cetăți de acolo să-și ducă apa bună de băut. Și femeia îi spune, nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat fântâna și uite cât e de bună fântâna până în zilele noastre. Și Iisus i-a spus, oricine bea din apa aceasta bună, extraordinară, pe care a adus-o la lumină, la suprafață, a dat-o cetății, patriarhul Iacob, va înseta din nou. Își va stâmpăra pe moment setea, dar va înseta din nou. Însă apa pe care eu o dau va face ca în sufletul celui care bea din apa adusă de Hristos, aceasta să devină izvor care nu va mai seca. Izvor de ce? De sfințenie, de curăție, de har către viața veșnică. Femeia nu pricepe, nici nu avea cum să priceapă despre viața veșnică încă, despre izvor de apă către viața veșnică și gândește din nou în termeni pământești. Doamne, dă-mi mie această apă ca să nu mai însetez niciodată și să nu mai trebuiască să vin aici să scot. Adică aștepta o apă care să nu se mai termine și care
să-i genereze acea stare de sățietate, să nu mai fie nevoie să vină și să bea apă, să scoate, da? Și Iisus nu îi zice nimic deocamdată, ci îi pune la încercare sinceritatea. Îi spune, bine, du-te și adu-ți bărbatul. Iar femeia sinceră îi spune, Doamne, n-am bărbat. Și atunci Hristos își descoperă latura sa profetică. Da? Deocamdată doar latura profetică, nu aceea de Dumnezeu în fața femeii. Bine ai zis că n-ai bărbat, că 5 bărbați ai avut și ăla cu care stai acum nu ți este bărbat. Și atunci femeia rămâne uimită. Doamne, văd că ești proroc. Văd că ești proroc. Și imediat îi adresează o întrebare fundamental teologică, referitoare la viața ei spirituală. Nu întreabă când o să mor, câți copii am, voi fi sănătoasă, cum fac mulți din lumea în care trăim noi astăzi, facem horoscop, să vedem cum va fi ziua de mâine, săptămâna viitoare și ne face astrograma, unele generate cu programe pe calculator care până la urmă sunt niște algoritmi, da? Nu vreau să intru acum în polemică cu astrologii și cu ceilalți care se ocupă cu horoscopul. Dar ideea de bază, chiar și creștinii botezați și chiar unii creștini practicanți, deși nu-mi place cuvântul acesta, apelează la horoscop. Citim horoscopul, azi cum va fi? Va fi foarte rău dacă pleci de acasă. Păi nu mai plec, deși aveam o călătorie planificată. Azi ai șanse de bani. Dacă am șanse de bani, mă duc să fac o afacere. Viața ta sentimentală se va îmbunătăți astăzi. Și așa mai departe. Să știți că sunt mulți oameni care nu-și încep ziua până nu își consultă horoscopul. Ceea ce este o mare prostie, dați-mi voie să spun. Ei, această femeie, deși stătea față în față cu un proroc care putea să-i prorocească viitorul care i-a spus despre ea, nu întreabă nimic personal, în folosul ei personal, ci întreabă o chestie spirituală și fundamentală pentru mântuirea ei. Doamne, îi zice femeia lui Hristos, voi evrei ziceți că trebuie să vă închinați în templul din Ierusalim, acolo e corect să vă închinați, și noi samarinezi zicem că aici pe muntele ăsta trebuie și e corect să ne închinăm. Cum e corect? Care e adevărata închinare? Deci nu interesa când moare, cât trăiește, dacă va fi bolnavă, câți bani o să aibă și așa mai departe. O interesa cum este corect să se închine lui Dumnezeu. Unde și cum este corect să se închine lui Dumnezeu. Și acest răspuns a plăcut lui Hristos. Tocmai că n-a zis nimic personal sau nimic legat de viața aceasta. Și-a întrebat ceva legat de viața veșnică. Era dornică să ajungă în viața veșnică și pentru asta era dornică să se închine într-un chip adevărat și bine plăcut Dumnezeului Tatăl. Și Hristos îi spune, femeie, părinții noștri, iertați-mă, și a zis Iisus, femeie, crede-mă, vine ceasul că nici în muntele ăsta, nici în Ierusalim, în templu, nu o să se mai închine lumea. Ci adevărați închinători ai Tatălui se vor închina în Duh și adevăr. Pentru că Duh este Dumnezeu și cei care îi se închină trebuie să se închine în Duh. Adică tot spiritul meu, tot sufletul meu, tot Duhul meu, deși ele sunt una și aceeași, sau unul și aceleași, sunt dator sau, dacă vreau mântuire, sunt dator să îl dedic lui Dumnezeu. Să mă închin cu tot sufletul meu lui Dumnezeu. Să-mi dau sufletul lui Dumnezeu, să facă El ce știe mai bine cu El. Aceasta este închinarea în Duh și adevăr. Adică mă închin în credința cea dreaptă care mi-a fost adusă mie de către Mântuitorul Iisus Hristos și nu cred în tot felul de religii extrem orientale, bioenergie și mai știu eu ce, ci mă închin în adevăr, în credința cea adevărată și mă închin în Duh. Adică nu doar îmi fac o cruce formală, nu doar particip formal la Sfânta Liturghie Duminică, mi-am făcut și datoria asta, ci mă închin cu tot sufletul meu lui Dumnezeu, în credința cea adevărată, adică Sfintei Treimi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și cred cu tot sufletul meu că asta este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la mine. Aceasta a spus-o Hristos femeii, vine ceasul și acum este, atenție, vine ceasul și acum este, adică nu mai aștepta ce eveniment viitor, că evenimentul pe care cu toată lumea l-a așteptat, toată omenia, dar mai ales locuitorii Vechiului Testament, evreii, samarinenii și toți ceilalți care aveau credința monoteistă în Dumnezeu, așteptau Mântuitorul promis, pe care l-a descris Moise în Cartea Afacerii, da? Mântuitorul. Și de unde știm acest lucru?
că femeia, așa, zice, Duh este Dumnezeu, îi spune Hristos, cei ce se închine trebuie să se închine în Duh și adevăr. Deci nu e bine, trebuie să îi se închine în Duh și adevăr. Și după ce îi spune Hristos aceste lucruri, femeia, care n-a primit un răspuns satisfăcător pentru ea, nu înțelegea exact care e chestia aia cu închinatul în Duh și adevăr, îi spune, iată, cât era de cunoscătoare în religie această femeie simplă. I-a zis femeia, știm că va veni Mesia, care se cheamă Hristos. Când va veni, acela ne va vesti nouă toate. Adică, da, văd că nu m-ai lămurit, nu mai stau la povești cu tine, pentru că oricum eu îl aștept pe Mesia, care se cheamă Hristos. Și știu că va veni și când va veni, acela mă va învăța tot. Și cum să mă închin, și unde să mă închin, și ce să fac ca să moștenesc viața cea de veci. Adică femeia credea, cu toată tăria ei, că urmează viața cea de veci și că urmează venirea Hristosului care să ne învețe calea, cum să dobândim viața cea de veci. Și atunci Hristos face un gest neașteptat și spune, eu sunt cel care vorbește cu tine. Să știți că Hristos doar în foarte puține rânduri s-a descoperit pe sine ca Fiul lui Dumnezeu. Nici măcar Sinedriului, când îl judeca Ana, Caiafa și ceilalți arhierei și a spus, te jur să-mi spui dacă ești tu Hristosul. El n-a zis, da, eu sunt, ci a zis, tu zici. În momentul în care l-a întrebat Pilat, i-a zis, tu zici. Sau alții ți-au spus-o despre mine sau de la tine gândești. În multe alte rânduri în care l-au întrebat, cine ești tu? Ești botezătorul? Ești Ilie? Ești profetul? Ești cine ești? El nu a spus, eu sunt Hristosul. Niciodată. Decât în fața femeii samarinence, în fața, vom vedea, orbului din naștere și în fața ucenicilor la un anumit moment, când l-a întrebat pe Petru, cine crezi că ești tu? Și Petru a răspuns, tu ești Hristosul. Și atunci Hristos nu-i afirmă, dar îi confirmă. Adevărat îți spun ție, Petre, că pe această piatră voi zidi biserica mea. Dar iată că femeia samarinence, care aștepta cu tot sufletul ei venirea lui Mesia, Hristos îi se descoperă. Eu sunt cel care vorbește cu tine. Și dialogul s-a întrerupt, pentru că în acel moment au sosit ucenicii, care, bineînțeles, s-au mirat foarte tare că Hristos vorbește cu o femeie samarineancă. Cum? Învățătorul, care este un învățător de lege, el nu știe că n-avem ce discuta cu samarinenii și mai ales cu o femeie samarineancă. Vă amintiți de duminica trecută a mironosițelor, mentalitatea Vechiului Testament că femeia este inferioară bărbatului. Deci unul e samarineancă, doi e și femeie. Deci ce caută învățătorul nostru să vorbească cu ea? Însă uite, și chiar îl întreabă pe Mântuitorul, ce o întrebi? Ce vorbești cu ea? Adică, ce treabă ai tu cu femeia? Dar femeia, în acel moment, a lăsat găleata, a uitat de apă, a uitat pentru ce a venit la izvor și a alergat repede în cetate să spună locuitorilor ei, concetățenilor ei, veniți de vedeți un om care mi-a spus mie toate. Nu cumva este acesta Hristosul? Adică da, Hristos i s-a descoperit. Eu sunt cel care vorbește cu tine. Dar femeia avea îndoiel. Chiar eu, păcătoasa și nevrednica și samarineancă, să mă întâlnesc așa dintr-o dată, tamnesam cu Hristosul? Cu toate astea, ceva îi spunea că El este Hristosul. Dar avea nevoie de confirmare. Cum noi toți, de multe ori, psihologia ne-o arată, avem nevoie de confirmarea unei majorități. Chiar în lucrurile personale pe care le întreprindem. Oare e bine să fac lucrul ăsta? Și mai întrebăm, măi, tu ce zici, bine? Tu ce zici, bine? Mai ne sunăm între noi și dacă 3, 4, 5 spun, da, 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 fă-l că e ok, facem și noi lucrul acesta. Mă, ce zici, o fi adevărat ce s-a spus, nu știu unde. Și punem întrebări și așteptăm confirmarea. Adică să mai creadă și alții ca noi. Și atunci suntem tentați să credem mai mult. Această femeie care, deși în intimitate, în forul ei intim, credea că s-a întâlnit cu Hristos, avea și ea nevoie de confirmarea socială. Și s-a dus să întrebe. Prietenul a spus, mi-a zis mie toate, veniți de vedeți, nu cumva este acesta Hristosul pe care îl așteptăm? Mai departe, imaginea, sau mă rog, filmul evenimentelor, se mută între Hristos și ucenici.
Și este și acesta foarte important. Adică, ucenicii îl îndemnau pe Hristos să mănânce din merindele pe care ei le-au cumpărat și le-au adus. Dar Hristos n-a vrut să mănânce și el a zis: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Iată, și ei, în cele ce urmează, vor gândi omenește. Se întrebau între ei, ne zice evanghelistul Ioan: nu cumva i-a adus cineva ceva de mâncare? El deja vorbea spiritual, duhovnicește, și vorbea despre mâncarea aceea de a face voia Tatălui, de a împlini voia Tatălui. Pentru că până la urmă să treci prin chinurile, vă amintiți din duminicile trecute, să treci prin toate acele chinuri, este o mâncare uneori greu de digerat. Pentru noi este să trecem printr-o răceală mai zdravănă, este uneori o mâncare între ghilimele greu de înghițit și de digerat. Dar să treci prin tot supliciul la care a fost supus Mântuitorul. Și el deja vorbea despre această mâncare amară. Am de mâncat o altă mâncare. Ucenicii în plan terestru răspund: nu cumva i-a adus cineva ceva să mănânce? Și atunci Hristos îi lămurește foarte clar. De data aceasta le vorbește pe față, nu în pilde. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Și le dă explicația. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată, zic, vouă ridicați ochii voștri și priviți holdele că sunt albe pentru seceriș. Iar cel ce seceră primește plată și adună roade spre viața veșnică, ca să se bucure împreună și cel ce seamănă și cel ce seceră. Căci în aceasta se adeverește cuvântul că unul este semănătorul și altul secerătorul. Eu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit. Alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Destul de complicat de deslușit acest text și nu se poate oricum face în câteva cuvinte. O să încerc totuși. Hristos vorbește despre faptul că el, dacă ne aducem aminte de pilda semănătorului, el este semănătorul care seamănă în lume, prin cuvânt, credința cea adevărată. Aceasta este lucrarea pe care el trebuie să o săvârșească, trimis de Tatăl, să semene și să aducă în sânul omenirii credința cea adevărată. Și nu numai aceasta, ci mântuirea. Adică prin cuvânt a adus învățătura, dar prin evenimentele mântuitoare, tortura, crucificarea, moartea și mai ales învierea, a adus posibilitatea vieții veșnice. Adică pe toți ne-a tras prin, sau ne trage prin cuvântul Evangheliei către Dumnezeu, iar cei care îmbrățișăm credința și ne-o și trăim prin spovedanie, împărtășanie și toate celelalte taine, se cheamă că și împlinim cuvântul lui, ne pregătim, aducem roadă. Și el este așadar secerătorul, semănătorul din această pildă, trimis de Tatăl. Aceasta este mâncarea, să facă voia Tatălui, și lucrarea pe care i-a încredințat este să aducă credința și viața cea nouă, viața cea veșnică pe pământ. Iar apostolii sunt cei care vor fi trimiși la secerat, adică să facă ucenici, să hirotonească episcop, să hirotonească preoți, adică să asigure cadrul ca Biserica lui Hristos să dăinuiască în lume până la sfârșitul timpurilor, și când va veni vremea secerișului, datorită lucrului făcut de apostoli și pe urmă de sfinții părinți, de episcopi și de preoți, prin acest har neîntrerupt al preoției transmis de la Sfinții Apostoli, să aducă, să secere pentru Dumnezeu, adică spicul de grâu acesta care suntem noi creștinii, să fim aduși ca roadă lui Dumnezeu. Aceasta este mica teologie pe care le-a făcut-o Mântuitorul apostolilor, spunând că după ce el va săvârși lucrul și ei vor fi trimiși la secerat, adică să culeagă roadele. Alții despre care vorbește Mântuitorul au semănat, este vorba despre profeții Vechiului Testament, despre toți profeții Vechiului Testament prin care a vorbit Dumnezeu și mai cu seamă de Fiul Său, însuși Mântuitorul, prin care a vorbit, dar a și împlinit lucrarea de mântuire în lume. Iar apostolii au fost trimiși la cules roade, adică la cules creștinii și la dusul lor în împărăția lui Dumnezeu. Și repet, prin apostoli, biserica de astăzi este chemată să adune roadele însămânțate de Dumnezeu în lume. Și mai este o ultimă parte a Evangheliei, vedeți, a fost o Evanghelie foarte lungă. Mulți samarineni din cetate
au crezut în el pentru cuvântul femeii care mărturisea, mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci, au crezut în el pentru că a făcut ceva. A fost un profet, a făcut o profeție femeii respective și au crezut în el datorită cuvântului femeii. Dar l-au rugat să vină și să locuiască cu ei în cetate. Și vă dați seama, în timpul în care a locuit, eu știu, nu se zice Evanghelia, cât a rămas cu ei în cetate, și a rămas acolo 2 zile, iertați-mă. Deci, vă dați seama, în aceste 2 zile, noi putem discuta cât am povestit, iată, în 25 de minute, înțelesuri ale acestei Evanghelii. Dar în 2 zile în care le-a predicat non-stop și le-a spus cuvântul lui Dumnezeu și a aruncat această sămânță a cuvântului lui Dumnezeu, câte lucruri le va fi spus Mântuitorul? Lucruri prin care i-a convins, că iată, Evanghelia se încheie, femeii îi ziceau, așa, cu mult mai mulți au crezut, ne zice Ioan, pentru cuvântul lui. Deci, mulți au crezut pentru cuvântul femeii, dar ne zice Ioan, cu mult mai mult au crezut pentru cuvântul lui. Deci, fără să facă minuni, au crezut pentru cuvântul lui. Și iată mărturisirea și pentru ce a fost necesar ca Hristos să rămână această cetate a Siharului. Femeii ziceau, credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii. Deci, nu este un profet, atenție! Mulți din cei care au fost întrebați în cei 3 ani de propovăduire a Mântuitorului și mulți dintre cei pe care Mântuitorul i-a întrebat cine spuneți voi că sunt, au răspuns, ești prorocul, ești Ilie, ești profetul, ești nu știu cine. Ei, aceștia, pentru 2 zile de predică și de trăire în preajma lui, i-au spus, nu credem, știm că acesta este Hristosul, Mântuitorul lumii. Una este să crezi și totuși să mai ai anumite îndoieli și alta este să afirm cu certitudine. Și locuitorii aceștia samarineni, iată, deci câinii, cum îi numeau evrei, paria societății iudaice, știau, deci erau atât de convinși că au de-a face cu Hristosul, încât au spus, știm că este, că acesta este Hristosul, Mântuitorul lumii. Vedeți cum a construit Mântuitorul acest eveniment. Știa că acolo va veni femeia, știa că este o femeie sinceră, știa că este o femeie dornică de viața veșnică, dornică de mântuire și a angajat acest dialog cu ea. I s-a descoperit femeii pentru că femeia era aluat bun, demodelat. Da, metaforic vorbind, demodelat un om credincios. Era deja credincioasă, era și sinceră. Tot ceea ce trebuie pentru ca sămânța cuvântului Dumnezeu să prindă foarte bine și să încolțească. Această femeie s-a dus în sat, a povestit, l-au invitat să rămână acolo și a făcut acolo prima, poate, comunitate de ucenici extinsă. De ucenici care nu mărturiseau că este profetul și aveau nevoie de minuni, ci care, repet, mărturiseau, știm că este Hristosul. Deci de la un dialog cu o femeie credincioasă a ajuns ca locuitorii acelei cetăți să aibă această convingere că însuși Hristosul, Mântuitorul lumii, le-a călcat pragul și a petrecut 2 zile cu ei. Este, dacă vreți, un exemplu de pedagogie divină. Și pedagogia divină atunci s-a manifestat în mod văzut, da, prin acțiunile Mântuitorului. Însă să știți că în zilele noastre se manifestă de multe ori în mod nevăzut. Cum vă spuneam și duminica trecută, când acelui slăbănog i s-a spus nu mai păcătui. Până duminica viitoare vă las în compania, sper, și a rugăciunii printre celelalte preocupări ale dumneavoastră și ne revedem duminica viitoare. Hristos a înviat!